Domnule Radu Tudor, după cum vedem, criza politică este generată de mari actori ai scenei politice românești și, din păcate, tot ei sunt cei care o întrețin și asta în detrimentul oamenilor, al țării și al viitorului țării noastre. Ei bine, Partidul Umanist, noi nu suntem unul dintre actorii mari ai scenei politice, însă ne preocupă cu adevărat problemele serioase ale României. Tocmai de aceea mă bucură să anunț că astăzi am semnat un acord politic cu Partidul Social Democrat, un acord care se referă la un mare pericol care pândește România. Respectiv, România poate să devină o țară fără popor. Și sper din suflet ca toți invitații dumneavoastră și reprezentanții marilor partide să vină și ei în această acțiune, pentru că dacă noi nu luăm măsuri să oprim declinul demografic major cu care ne confruntăm acum, cu fenomenul migraționist cu care ne confruntăm, cu faptul că în România anul trecut s-au născut atâția copii cât s-au născut, rețineți, în 1877, când în România trăiau de 4 ori mai puțini oameni. Da? Deci țara noastră acum este în pericolul dacă noi nu luăm măsuri și dacă nimeni nu vine cu o agendă clară pe care noi astăzi am propus-o împreună cu Partidul Social Democrat, dar dacă aceasta nu va fi sprijinită, okay, vom ajunge să colapsăm efectiv cu o populație îmbătrânită și să nu avem viitor, să avem încă o dată o țară fără popor. Mulțumesc, Ionuț Moșteanu.